Noul incendiu din Parcul Național Domogled, imposibil de controlat. Focul a mistuit deja o mare suprafață de pădure de pin negru de Banat și Fag în zona de protecție integrală, au anunțat duminică reprezentanții RomSilva. În zona afectată de incendiu se poate ajunge doar cu echipament de alpinism, fiind imposibilă intervenția la sol a pompierilor. Se poate interveni doar pe calea aerului, misiunea fiind executată de un singur elicopter al Ministerului de Interne dotat cu dispozitiv de stingere a incendiilor. Elicopterul a efectuat până acum 10 de zboruri pentru a arunca apă asupra zonei cuprinse de foc. Operațiunile au fost executate încă de sâmbătă dimineața, dar au fost întrerupte pe timpul nopții. Acesta este al doilea incendiu puternic izbucnit anul acesta în Parcul Național Domogled Valea Cernei din județul Caraș-Severin. În aprilie, focul a mistuit aproape 4 hectare de pădure de pin negru de Banat într-o zonă stâncoasă în zona de protecție integrală.